În cadrul unei întâlniri organizate la prefectură s-au stabilit primele măsuri de pregătire a alegerilor locale din iunie 2012. Organele de ordine au primit dispoziția de a identifica până pe 14 aprilie când se vor stabili birourile de circumscripții efectivele cu care vor acționa în perioada electorală. Trebuie fiecare instituție să-și facă un calcul asupra efectivelor la dispoziție, în așa fel încât atunci când se va stabili exact numărul secțiilor de votare și atribuțiile fiecare instituție să știm pe ce ne bazăm și să putem să acționăm profesionist ce am cerut fiecare instituții, abilitate fie e pompieri, fie că e jandarmerie, fie că poliție de frontiere, fie că poliție, oamenii disponibili care avem să avem grijă de pază, să avem grijă de ordine publică și de siguranța cetățeanului. Pe de altă parte, prefectul a dispus măsuri menite să stopeze fenomenul incendiilor de vegetație uscată. Legea va fi pusă în practică și cei care vor mai da foc la ogoare riscă să nu mai primească banii de la APIA pentru suprafețele declarate. Vom întreprinde niște măsuri, deși până acum am avut împreună cu APIA și o Garda de Mediu un protocol, toate consiliile locale, prin ordinul prefectului, să dispună să nu se mai incendieze terenurile, pentru că nu vor mai primi banii pe suprafețele care au declarat la APIA. Astăzi să facem o adresă către primării, către primari și să văd voluntarii din fiecare comunitate că acționează în această perioadă. Voluntarii de la primării vor avea misiunea de a depista imediat ce se produc incendiile de vegetație apărute, astfel încât cei care dau foc să poată fi sancționați. În caz contrar, primăriile se vor alege cu amendă.